Elena Udrea, refugiat politic în Costa Rica, ce a determinat-o pe fostul ministru să ia această decizie? Avocatul Elenei Udrea a anuncat, vineri, la Înalta Curte de Casație, sublinierea justiție, ce fostul ministru a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica. Anuncul a fost făcut la termenul de vineri al procesului în care se judecă dosarul Galea Butet. Avocatul Veroniel Redulescu a explicat ce a primit vineri dimineața mai multe documente de la Elena Udrea, care atest faptul ce ea subliniere i-a stabilit resubliniere din Can Costa Rica subliniere i-a primit statutul de refugiat politic pe data de 21 martie. Statutul de refugiat este valabil un an de zile, potrivit avocatului. De asemenea, avocatul a spus ce a determinat-o pe Elena Udrea să ia această decizie. Temerile sunt justificate. Dacă vă aminti, cred că decizia pe care a luat-o Elena Udrea a fost în momentul când i-a fost schimbat completul de judecat, din ce a oferit o declarație public în acest sens, a spus Veroniel Redulescu, la ieirea de la Cluj.